întâlnire după 59 de ani. O asemenea întâlnire și această întâlnire nu este odată la 59 de ani, pentru că atât vom împlini astăzi, ci întâlnirea aceasta este în fiecare an, de când noi am absolvit liceul ortodox de fete, se numea, da? În Giurgiu. Ceea ce pot să vă spun pe scurt este faptul că la întrebarea poate a dumneavoastră și a altora cum am reușit să ne întâlnim în fiecare an în formația aceasta de foste colege, este faptul că în primul rând foștii noștri profesori ne-au insuflat în orele dumnealor și în activități această dragoste, dacă vreți, de colegi, de oraș, pentru că iată, ca dovadă că sunt aici, eu nu locuiesc, este faptul că sunt legată de oraș prin tot ceea ce a făcut orașul, școală, liceul pentru noi. Dacă observați animația care este pentru că fiecare dorește să-și împărtășească, sigur că da, sentimentele de bucurie. Poate dacă îmi dați voie, dacă tot imprimați, vă rog frumos un îndemn aș vrea. Un îndemn să-l exprim tinerilor, elevilor, care poate vor vedea această emisiune. În primul rând îi rog să fie foarte respectuoși. Dacă noi suntem aici, este că ne-am respectat și respectăm în continuare omul de lângă noi, profesorul, părintele, vecinul și așa mai departe. În altă ordine de idei, să învețe. Să învețe să fie politicos. Ceea ce le cam lipsește tinerilor de astăzi. Și să gândească, în primul rând, la un lucru esențial la care noi ne-am gândit în toți acești ani. Să-și iubească patria. Nu întâmplător și nu fac politică, suntem aici la statuia lui Mihai Viteazu. Noi ne cunoaștem istoria. Suntem în acest oraș istoric, care a fost pe vremuri, sigur, o raia turcească. După aceea avem un Eminescu în parcul pe care îl știți, cred că și dumneavoastră, și nu odată țineam acolo orele și întâlnirile, acolo unde este Eminescu. Și sigur că țara nu poate progresa fără această dragoste de ea. Ori dragostea de ea trebuie să o aibă acum tineretul și cei care vor veni alături de ceilalți care suntem aici, atât cât se mai poate în continuare. Noi vă mulțumim că ne luați așa acest interviu, suntem foarte fericite că ne întâlnim astăzi și doresc ca orașul meu să înflorească în continuare. S-au făcut lucruri minunate de către foștii și actualii primari, edilii orașului, nu ar fi putut să o facă fără munca, conștiinciozitatea, atașamentul, dacă vreți, e un cuvânt mai vechi, ai cetățenilor orașului. Iubesc orașul, iubesc oameni frumoși, oameni curați, oameni harnici, care sper să nu se schimbe odată cu creșterea tineretului. Mulțumim. Spuneți-ne și dumneavoastră câteva gânduri acum la această întâlnire. Promoția 1957 sunteți, deci sunt 59 de ani de când ați terminat liceul. Suntem foarte fericite. Foarte fericite că ne-am adunat în numărul acesta. Ne-am adunat greu pentru că sunt din toată țara. Și că arătăm cum arătăm la vârsta noastră, îi mulțumim lui Dumnezeu întâi, pentru că existăm. Și am rugat ca tineretul ăsta său
să fie mai consecvent, să fie mai politicos, să învețe, pentru că sunt fructele de mâine în urma noastră. Iar fără noi, ei nu poate să facă nimic, să ne respecte ca părinți și ca ideli, pentru că, poftim, uite, doamna a fost profesoară la București, directoare, deci ea a mers așa cu studiile mai departe și sunt multe care au studii aici. E, vă mulțumim că ați venit din suflet și să dea Dumnezeu să mai existăm și la anul, ca să ne strângem în număr și mai mare. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Spuneți-ne și noastră! Tuturor de vârsta noastră, la 76 de ani, da? Să fie sănătoși, să trăiască 100. 56, da. 58 de ani. Pentru noi este 59, o mare plăcere să ne revedem 59 în fiecare an. Pentru că 60, încet, da, încet câte una dispărem, așa că ne bucurăm mult că ne regăsim în fiecare dată. I-a zis și tu ce multă plăcere. Sănătate la toată. Și tu am venit la această întâlnire cu sufletul deschis. Se pun cea mai deșteaptă femeie din lumea asta. Orașul văd destul de des, dar să-mi văd colegele și să simt că mai suntem încă pe băncile școli. De fiecare dată când ne întâlnim, am un sentiment de mare bucurie. Colegele mele sunt dintre cele mai drăguțe, sunt sufletiste, țin la oraș, toate că și eu țin la oraș, dar am lucrat la țară, în mediul rural, am fost profesoară de franceză, o meserie pe care am iubit-o foarte mult și o iubesc în continuare și sunt cu sufletul aici, lângă statuia lui Mihai Viteazu, care pe vremea noastră nu există. Întotdeauna vederea colegelor mele, întâlnirea cu colegele mele, este un moment de mare, ca să nu zic chiar optimist, dar mă întărește. Simt că s-au dus anii, dar nu s-au dus degeaba. Că anii încă sălășuiesc undeva în sufletele noastre. Îmi pare foarte bine că am colege cu sufletul deschis, care își ocupă timpul, că nu este chiar așa de ușor, ca să ne adune, să ne vedem, să schimbăm impresii, să ne amintim de școală. Noi am fost mai multe clase. Eu am fost la A și am două colegi. Ne întâlnim acum, ne aducem aminte de profesorii noștri care au fost adevărați dascăli. Este foarte mare diferență între a fi profesor și a fi dascăl. Profesorul este cel care aduce cunoștințe elevilor, iar dascăl este cel care lucrează cu sufletul elevilor. Nu neapărat la materia pe care o predă, dar este sufletul copilului, este dascăl. Eu am lucrat la Adunații Copăceni, deci aici, aproape de București. Am fost repartizat acolo și am ieșit la pensie de acolo. M-am atașat de sat, am copii cu care mă mândresc și le spun întotdeauna, am impresia că în ascensiunea voastră intelectuală am pus și eu o picătură sau o bobiță care a rodit. Am o fetiță care lucrează la Bruxelles, am o fetiță care lucrează în Franța, la Paris, la Institutul Cultural Franco-Român și sunt lucruri care sunt eu mititică, dar mă înalță. Poate că, eu știu, nu sunt obiectivă, dar pe vremea aceea au fost și vremuri grele, e adevărat, dar copiii din sat, nu vreau să jignesc pe nimeni, copiii din sat sunt mult mai atașați de școală. Și am avut generații întregi, am avut și bunicii, și părinții, și elevii, și nepoții,
pentru că m-am mai dus după ce am ieșit de la pensie, am mai mers încă 10 ani. Vă rugăm să le transmiteți câteva gânduri și colegilor dumneavoastră care sunt astăzi aici. Pe colegele mele mă uit la fiecare și mi-aduc aminte de anumite întâmplări din viața noastră de elevi. Le doresc multă sănătate, împlimiri, că mai au timp, pentru că au copii, au nepoți și, în primul rând, să nu uite niciodată pe profesorii noștri dragi și școala în care am învățat. S-a întâmplat sâmbătă, 3 septembrie, și a fost un eveniment deosebit pentru absolventele promoției 1957 a fostului Liceu Ortodox de Fete din Giurgiu.